Bună seara, sunt Laura Vieru și vă invit la știrile Teleuniversitatea. O parcare modernă cu aproape 200 de locuri este ultima promisiune a primăriei Timișoara. Aceasta ar urma să fie construită în zona centrală orașului, în apropierea Spitalului de Copii lui Sturcanu. Parcarea va fi accesibilă atât personalului spitalului, cât și șoferilor care au nevoie de un loc de staționare în zonă. Aceasta ar fi prima astfel de parcare multietajată ridicată de municipalitate. Investiția ar ajunge la aproape 45 de milioane de lei. Lupta pentru un loc de parcare începe încă de la primele ore ale dimineții, în apropierea Spitalului de Copii lui Sturcanu. Locurile de staționare sunt insuficiente și se ocupă repede, mai ales că instituția medicală se află în apropierea zonei centrale a Timișoarei, lipsită de o parcare modernă multietajată. Astfel că unii șoferi riscă și își lasă autoturismele inclusiv pe trotuare sau în alte zone interzise, în timp ce alții își încearcă răbdarea timp de zeci de minute. Pierdeți mult timp în trafic? Da, e destul de greu. Trebuia să mă învârt de două, trei ori, cam un sfert de oră, așa, 20 de minute, depinde. Foarte dificil, ținând cont că mașini multe, evit în general să vin în centru cu mașina, dar urgență aici la lui Sturcanu și atunci nevoiți, că altfel evităm centru. Prin urmare, o parcare multietajată are mai mult decât ar necesar. Ar fi ideală și nu doar în centru, și în cartierele. Eu lucrez la Spitalul Județean și acolo e la fel de dificil. Foarte complicat. Aici n-ai loc de parcare decât te interzis cu avarii puse, încurci. Nu sunt parcări deloc. Teroare. Iar ultima promisiune atunci când vine vorba despre o parcare multietajată aparține primăriei Timișoara. Administrația orașului de pe Bega își propune să construiască una pe strada Nemoianu, pe locul în care acum se află o parcare cu barieră, ce asigură doar câteva zeci de locuri de staționare și este mereu plină. Viitoarea parcare va fi disponibilă nu doar personalului Spitalului de Copii, dar și altor cetățeni care au nevoie de un loc în care să staționeze. Noi promisiunea este un proiect care va intra în proiectare și execuție în acest an. A fost finalizat studiul de fezabilitate, vorbind de o parcare în această zonă extrem de aglomerată a Timișoarei, unde este Spitalul de Copii lui Sturcanu. Anticipăm undeva în luna martie să demarăm proiectarea și execuția și probabil undeva înspre finalul acestui an să demareze în mod propriu zis execuția de această parcare și mă aștept ca undeva la sfârșitul anului viitor această parcare să fie finalizată. Conform proiectului, parcarea va avea 3 etaje supraterane și 2 subterane. Vor fi stații de încărcare ale mașinilor electrice, locuri de parcare pentru biciclete și va asigura 184 de locuri de parcare. Construcția va fi dotată cu lift, sistem de supraveghere video și vor fi locuri dedicate persoanelor cu dizabilități. Pentru iluminat vor fi folosite panouri fotovoltaice la nivelul terasei, iar șoferii vor putea afla din timp dacă există locuri libere, astfel că nu vor risca să-și piardă timpul în căutarea unei parcări. Este o investiție estimată la aproximativ 45 de milioane de lei, echivalentul la aproape 9,18 milioane de euro. Cu prețurile apartamentelor tot mai mari, inflație în creștere și rată pe care românii nu prea și le mai permit, tot mai mulți oameni se reorientează spre chirie. Așa că proprietarii au început să ceară mai mulți bani pentru chiriași. Potrivit site-ului imobiliare.ro, finalul anului trecut a adus o creștere a chiriilor, iar asta se va menține și anul acesta. Haideți să vedem cu cât se închiriază apartamentele în Timișoara. Potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, în perioada ianuarie-decembrie 2022, prețurile apartamentelor oferite spre închiriere au fost 8,7% mai mari față de aceeași perioadă anului 2021. În Timișoara, suma medie solicitată pentru închirierea unei garsoniere s-a situat la finalul anului 2022 la 210 euro lunar, comparativ cu suma de 200 de euro pe lună înregistrată în perioada similară a anului 2021. Astfel, comparând prețurile actuale cu cele din aceeași perioadă anului anterior, valorile prețurilor medii la închiriere pentru această categorie au suferit o creștere de 5,5%. Segmentul apartamentelor cu două camere a consemnat în perioada ianuarie-decembrie 2022, comparativ cu anul 2021, o creștere ușoară a prețului mediu solicitat, acesta ajungând la 350 de euro lunar. Față de 300 de euro, așadar, se poate constata o creștere de 8,3%. Așteptările proprietarilor pentru apartamentele cu trei camere, pe de altă parte, s-a situat în anul 2022 la un nivel de 400 de euro lunar, comparativ cu 350 de euro consemnat în 2021. Astfel, prețurile medii la închiriere pentru această categorie sunt mai mari cu 7,5%. Mii de oameni răniți în teribilul cutremur care a avut loc în Turcia au nevoie de ajutor medical. Autoritățile turce au făcut apel la populație să doneze sânge pentru victimele seismului și România organizează o campanie de donare de sânge pentru răniții din Turcia. La nivel național, Ministerul Sănătății a organizat o listă cu centrele de transfuzie unde puteți dona.
La Timișoara, începând de marți 7 februarie, puteți dona sânge la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină de pe strada Martir Marius Ciopec, numărul 1, lângă Spitalul Județean. Programul începe de la ora 7:30 și se prelungește până la ora 17 de luni, până vineri. În plus, se mai poate dona și la Oradea, Arad, București, în Prahova, dar și în Cluj. Vă reamintim, Turcia și Siria au fost lovite de două cutremure consecutive care au cauzat mii de răniți, mulți fiind încă sub dărâmături. Acestea au fost știrile, urmează sport și meteo. Eu sunt Laura Vieru și vă doresc o seară minunată. Costel Pantilimon a fost prezentat miercuri în funcția de manager general al echipei de fotbal Politehnica Timișoara. El s-a născut la 1 februarie 1987 la Bacău, unde a început și fotbalul la Aerostar și unde a debutat și la seniori. În 2006 s-a transferat la FCU Politehnica Timișoara, adus de Gheorghe Hagi. A făcut parte din echipa care a eliminat pe Shakhtyor Donetsk din Liga Campionilor. În 2011 s-a transferat la Manchester City, unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul mondial al ultimilor ani. La Cetățeni a stat până în 2014 și a cucerit titlul național în Premier League în anul 2014, Cupa Ligii Angliei în 2014 și Supercupa Angliei în 2012. A evoluat apoi la Sunderland, Watford, Deportivo La Coruña, Nottingham Forest, Omonia Nicosia, campion național în Cipru în 2020 și Denizlispor. De la echipa din Turcia s-a retras din activitatea de jucător în 2021. A fost internațional român de junior, de tineret și de seniori. Pentru prima reprezentativă a strâns 27 de selecții între 2008 și 2017. A făcut parte din lotul tricolor la Euro 2016. Portar cu un fizic impunător, a fost unul dintre cei mai buni golkipere ai României post-decembriste. Pantilimon a fost în urmă cu 2 ani și jumătate responsabil relații internaționale pentru Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii, iar în urmă cu câteva luni a efectuat un stagiu de practică la grupa Under 19 al Violeților pentru licența de antrenor UEFA A și B. El a absolvit cursurile organizate de Federația din Țara Galilor. E vorba de unul dintre probabil cei mai buni fotbaliști pe care am avut la Timișoara în ultimii nu știu câți ani, care are o carte de vizită impresionantă și nu cred că e cazul să o mai trecem în revistă, pentru că știți foarte bine despre cine vorba, despre domnul Pantilimon. Mă bucur că am reușit să-l aducem, să-l facem să vină la Timișoara. Mulțumesc în primul rând domnului rector că am ajuns într-un final la o înțelegere și na, cumva am mers pe aceeași direcție. E foarte important pentru mine să știu că sunt dorit. Important că se vrea ceva serios, se vrea o reconstrucție și pentru mine a fost un imbol destul de mare să vin astăzi aici. Paul Codrea este noul director sportiv al clubului, iar Marius Adam, cadru didactic la UPT, va fi administrator delegat. Urmează o noapte cu temperaturi negative în județul Timiș. Vor fi minimum minus 6 grade Celsius la Timișoara după lăsarea întunericului, însă cerul va fi senin în totalitate. Joi vremea va fi însorită pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la maximum 4 grade Celsius. Termometrele vor indica minus 5, minus 6 grade Celsius noaptea și la Lugoj, unde nu sunt semnalate fenomene meteorologice și nici nu vor fi nori. Joi, soarele se va instala pe cer de la primele ore ale zilei, maxima se va situa la 4 grade. Minus 6 grade Celsius va fi minima și la Buziaș după lăsarea întunericului, iar cerul va fi senin. Urmează o zi de joi însorită și în stațiunea timișeană, unde vor fi maximum 4 grade Celsius. Situația meteorologică va fi asemănătoare și în vestul județului Timiș. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la minus 6 grade Celsius la Jimbolia. Cerul va fi senin, iar ziua de joi va fi însorită. Termometrele vor indica maximum 4 grade. Noapte cu o minimă de minus 6 grade Celsius va urma și la Sfântul Nicolae Mare și nu va fi nici urmă de nori pe cer. Joi va fi doar soare încă de la primele ore ale zilei, care va încălzi treptat atmosfera. Maxima zilei se va situa la 4 grade Celsius.
Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stăncioiu sunt astăzi la Istoria Fotbalului. Avem, iată, episodul 11 cu domnul Romulus Petrescu. Multe episoade, dar lucruri absolut inedite, de culise, sigur, cele care se pot spune, că sunt lucruri pe care nu le vom afla niciodată, sau chiar dacă unii dintre noi le știm, nu le vom spune niciodată. Spunem ce se poate spune. Cu domnul Romulus Petrescu, fostul emblematic jucător al Politehnicii din așa numitul deceniu de aur, 73-83, și de asemenea conducător al clubului de, al secției de fotbal, cum era clubul organizat atunci. Domnule Romică, bine ne-am regăsit. Am rămas undeva în 1985, când dumneavoastră deja ați ieșit din fotbal pentru o vreme. Poli încheie sezonul de divizia, nu mai știu exact pe ce loc, pe la mijlocul clasamentului, și începe noul sezon 85-86. Mi-amintesc un început rău atunci de campionat. Mi-amintesc de un 1-2 cu Universitatea Craiova, pe teren propriu, în etapa a patra. Și parcă au fost 6 înfrângeri în primele 6 etape, culminând cu un 1-3 cu Rapid, etapa a șasea, meci după care se produce un adevărat cutremur în club. Vă rog. Deci am asistat la acel meci, ca la toate meciurile Politehnice, indiferent dacă eram în conducere sau eram, întotdeauna eram alături de Politehnica. În acel meci, Marcel Pușcaș a suferit o dublă fractură. Marcel Pușcaș, care era mijlocaș la Rapid, jucase chiar și în echipa națională în 1983 un meci cu RDG, pe când juca la Steaua, unde fusese adus de la FC Bihor. Un jucător interesant, va deveni încă mult mai interesant apoi, ca om de fotbal, conducător, a fost chiar fondatorul unei școli de fotbal la Oradea, calități deosebite în plan jurnalistic, a scris cărți, acum e președinte la FCU Craiova, în Liga 1, și are marele ghinion să-și rupă piciorul la Timișoara în acel meci. Eu mi-amintesc meciul, dar nu mai știu exact, sincer, nu mi-amintesc faza când a fost accidentat. Nu mai știu cine l-a accidentat. Sabou. Marcel Sabou. Da. Prin alunecare, a intrat prin alunecare. Da. Se întâmplă incidente și da. Da, să zic, da, de joc, dar da, s-a lăsat cu urmări grave pentru Pușcaș. Da. După meci,
aproape 3.000 de oameni l-au așteptat pe primul secretar la ieșirea din stadion. Și au început să manifeste și să-și manifeste nemulțumirile vis-a-vis de jocul echipei și de activitatea aceasta. Iar ca să-i liniștească, primul secretar, și eu am fost acolo, primul secretar le-a spus: vă rog, plecați acasă și citiți mâine drapelul roșu. Am să iau măsuri și da, vă rog să plecați acasă și citiți mâine drapelul roșu. Și atunci, seara la 10, am fost și eu convocat și birou și comitetul executiv județean. Toți au fost acolo, în frunte cu Coleta de Sabata, care primul secretar... Doamna de Sabata era rector la Politehnică. Rector, da. Care primul secretar și-a exprimat nemulțumirea pe un ton foarte ferm. Le-a spus: tovarăși, n-am probleme cu agricultura, n-am probleme cu industria, n-am probleme cu nimeni și 23 de fotbaliști îmi fac probleme. Se desfințează secția de fotbal, toată lumea, tot, iau măsuri. Dumitru, Posa și cu Bulzer acolo, scrieți, mâine drapelul roșu, nu mai au dreptul să antreneze în România. Liță, Dumitru și Vișan. La care eu am intervenit pe urmă, după ședință, la el în birou, am intervenit și am spus: au o calificare, nu li se poate interzice dreptul, să li se ia dreptul vis-a-vis de calificare. Și a zis atunci, i-a spus șefului de la drapelul, scrie în județul Timiș. Deci aici el avea competența să interzică sau să... Așa era. Și atunci, în noaptea aceea, am preluat secția de fotbal, am mers în cantonament, echipa era că urma peste 3 zile să jucăm la sportul studențesc, în etapa 7. Deci ați revenit la echipă? Am revenit în noaptea aceea la echipă, l-am luat pe Giuchi... Tot vicepreședinte secție fotbal, asta da, era... Da. Și Giuchici se certease cu Liță Dumitru și nu era în cantonament, că îl exclusese din lot și l-am luat pe Giuchici. Și am plecat cu el noaptea la Dineaș, unde echipa era în cantonament, cu Vișan. Și seara tot m-a întrebat primul secretar: păi ce facem, că nu mai avem antrenor, nu avem nimic. Pe cine? Și eu l-am propus pe Șerbănoiu. Fiind mai în vârstă, având experiență, da, avea prestanță, i-a zis, momentan, provizorul, până găsim un antrenor. Și el și a fost de acord, am mers acolo, l-am adus pe Vișan acasă, pe colegul meu, că el nu avea nicio vină, săracul. Doar că prin funcția lui n-avea. El nu era implicat în nimic. Viu Vișan, vă știați de atâția ani, de la CFR Cluj. Da. Și a preluat Șerbănoiu echipa și am plecat peste 2 zile la sportul studențesc. Să jucăm etapa 7, 0 puncte. Da. Și până la urmă am făcut 2-2. Da, mi-amintesc. Am făcut 2-2, am jucat bine, 2-2. Și a doua zi după meci, mă cheamă primul secretar. Aș Petrescu, câți bani ați dat la sportul? Că știau că aveam relații bune. Bozeșan juca la sportul. Deja. Aveam relații bune cu ei, cu totul. Bozeșan, zice, nu am dat niciun... Mă, păi de-aia i-am dat pe ăștia afară, măi. De-aia i-am dat pe ăștia afară să jucați cinstiți. Dar el știa că n-am dat bani, că n-am... Deci echipa a jucat excelent și am făcut 2-2 la sportul. Următorul meci, etapa... Încă era Gică Hagi la sportul. Era Gică Hagi, era Mircea Sandu, era Coraș, Gino Iorgulescu, Speriatu, Mihai Marian, Tănăsescu, Munteanu, Cazan. Nu, Tănăsescu nu mai era. Da. Nu mai era Tănăsescu. Nu mai era Cazan. Bozeșan, unul de care ați spus. O echipă incredibilă avea sportul, care cu un an înainte în Cupa UEFA bătuse pe internaționale Milano, 1-0, internaționale cu Rummenigge și ce fotbaliști. Da. Următorul meci l-am pierdut la Ucluj, tot cu Șerbănoiu, al doilea meci, etapa deci 7-8. Etapa 9 am jucat cu Corvinu. Aici așa am câștigat. Deci aveam 3 puncte după 9 etape.
Și atunci, în biroul secției, după multe propuneri, s-a hotărât să-l aducem pe Robert Cosmoc. Robert Cosmoc, o figură foarte importantă în antrenoratul României, în anii, începând din anii 60, mi-am inteles că în 67, Universitatea Craiova, care abia promovase, mă rog, cu 3 ani în urmă, în premieră, în divizia A, în 67, Craiova termină pe locul 3, în prima ligă, da? Campioană națională, în premieră, Rapid atunci, în acel sezon, iar Craiova l-avea pe Robert Cosmoc antrenor. Era la Craiova deja Oblemenco, Deselnicu, era, mă rog, primul... practic de atunci a început ascensiunea Craiovei, da. De la acel loc 3 cu Robert Cosmoc antrenor. Primul meci cu Robert Cosmoc a fost în etapa 10-a cu Dinamo. Înaintea meciului cu Dinamo m-a chemat primul secretar și m-a trimis la conducerea clubului Dinamo cu propunerea să facem egal. Deci propunerea primului secretar ca să facem egal. Și eu l-am întrebat și prin secretar. Cine era prin secretar? Tot Pacoste. Dar și prin secretar. Zic, dar cum te duci și le propui? Păi zice, dacă cumva nu facem un număr de puncte și ne depunctează ăștia. Deci era frică că noi nu facem numărul de puncte, da. Nu că iubea pe Dinamo. Deci Poli a vrut să facă un blat, un egal. Propunerea primului secretar. Da. Am mers din nou la generalul Diaconescu, care era șeful lor. Lucescu era antrenor. Și Lucescu abia venise. Și le-am propus asta prin, nu eu. Da. Știau, descoțaseră la nivelul ăla. Și generalul... Sau nu era, nu venise încă Lucescu. Lucescu vine în toamna aia, dar cred că după... Ba era Cernăianu. Nu, Lucescu. Nu era Cernăianu. Lucescu era. Okay. Vă spun sigur, da. Lucescu. Știu că în toamna lui 85 a venit Lucescu, după ce a ratat cu puțin timp înainte de ratarea calificării la mondiale, a venit și pe banca lui Dinamo să dea o mână de ajutor, că Dinamo era într-o situație grea. Lucescu. Okay. Iar șeful de la Dinamo i-a spus, Stașu Petrescu, o să discutăm, o să prezentăm situația la toată și ministru, mai numai cine era ministru, Hoboșteanu, să vă prezentăm și duminică dimineața la ora 10 ne întâlnim la stadionul 1 Mai și vă dăm răspunsul. Bun, am venit la primul secretar cu asta și la 10 ne-am întâlnit la stadion, eu, Cosmoc, președintele Gșepsului Bușe, da. Și din partea lui Dinamo, generalul Diaconescu, a fost Lucescu și Ianul. Ianul era președintele lui Vasile Dinamo. Vasile Ianul, da. Un personaj fabulos. Și ne-a spus, tovarăș, nu este de acord cu ministru, jucăm cinstit. Uh-huh. Deci așa ne-a spus, jucăm cinstit. Arbitru Salomir. Din Cluj. Din Cluj. Mircea Salomir, tatălui Marian Salomir. Mircea Salomir. Prieten foarte bun cu mine, l-am avut. Salomir a arbitrat corect. 1-0 la pauză, repriza a doua, a dat 11 metri pentru Poli. 2-0 i-am bătut pe Dinamo. Da. Pe culoar, ieșind pe tunel, deci nu Lucescu bombănea singur acolo și Ianul a venit la mine și a zis, bă, ce faceți, bă, cu 5 puncte? Că și așa retrogradați. Deci de acolo pleca niște povești care s-au deformat. Și așa retrogradați. Bă, Vasile, mă, ne știam de la Bistrița. Bă, Vasile, mă, păi nu v-am propus egal? Nu v-am propus egal? N-ați fost de acord. Am jucat cinstit, am bătut. Dar știți ce nervos a fost și Lucescu și Ianul când asta. Și atunci a început ascensiunea lui Poli cu Cosmo, un antrenor deosebit. Așa e. Păcat că avea latura negativă cu alcoolul. Un antrenor îți desenea schemele și toată tactica pe hârtie și când bea. Extraordinar. Am bătut la Victoria. Am bătut la 4-2 la Victoria. Da, Victoria, deci, București, care abia promovase în vara aia, nu am ajuns aproape pe locul 4-5. Vă dați seama, cu Cosmoc. Da.
Mi-amintesc de niște meciuri, nu mă știu, 4-3, niște scoruri. Dar deci, echipa a început echipa să joace excelent. Spectacol era în teren. Deci, spectacol. Pregătirea. Chiar mi-amintesc la meciul cu Dinamo, o linie de atac, am remarcat, eram în tribună, am remarcat o linie de 3 atacanți cu Bolba, Oancea și Giuchic. Ce atac bun. Da. Nu, dar deja zic, în momentul ăla, practic, nu mai prea juca nimeni cu trei atacanți. Și era deja 4-4-2, cam peste tot cu liberul, sigur. Și ce mijloc, Sabău, Rotariu, Bozeșan. Da. Dați seama, de la mijloc încolo era o echipă bună. Păi dădeam la goluri. Bozi? Care? Claudiu? Era deja. Nu mai amintesc. Nu mai era Bozeșan. Nu mai era Bozeșan. Bozeșan 1 plecase, Bozeșan 2 nu venise. Uneori juca și Deac, juca mijlocaș. Dar nu mai rețin exact. Vlătănescu mai era, sigur. Vlătănescu. Și Vlătănescu juca, da. Sigur. Și în spate deja era Vușcan cu Ionuț. Care i-a dus să era. Mai era Neagu. Neagu la mijloc, nu? Nu, Neagu. Nu? Ok. Stoicov, dar restul, chiar pe toți nu mi-amintesc acum să... Da, și am avut un tur extraordinar. Un retur. Nu, ăsta e turul. Păi da, dar... E turul de la 6 etape, de la plecarea lui Dumitru până în final. Spuneți de finalul turului, de tot ce a rămas din da, bun. Da. Asta e campionatul 85-86. Și returul n-a fost rău până la un moment dat. Da. Poli ajunge din nou în zona nisipurilor mișcătoare. Noi nu eram în zona retrogradării la sfârșitul turului. Nu. Am avut un joc cu Sportul Studențesc, aici. În retur. Da, în retur. În primele etape. Da. În care seara era botezul fiicei lui Bozeșan, care juca la Sportul. Da, la Orenț. Da. Mac Popescu, președintele lor, da, a venit la secția noastră. Eram în relații foarte bune și băi, să nu ne batem. Au zis, să nu ne batem ca și Chiori, și botezul lui Bozeșan, mergem la banchet după și să facem egal. De Mac Popescu a plăcut tot. Și un conducător de la noi, nu pot să-i dau numele, care tot fura bani din banii aia, tot timpul și nu a fost de acord. Nu, îi batem pe sportul și a luat 50.000, că a spus că a aranjat el, că a aranjat cu unii de la Sportul, cu Hagi, cu Mircea Sandu, cu el. Și înainte de meci, tot, Ion Chirilă iar era ziarist și zice lui Cosmoc, bă, de ce nu vă înțelegeți, bă, sunteți toți așa cu restul? Și a zis, nu mă lasă conducătorul. El a luat bani de la club, că a aranjat cu Mircea Sandu și cu Hagi. Hagi a centrat și Mircea Sandu ne-a dat gol cu capul și am pierdut 1-0. Deci evident că n-a dacă fost noi vorba făceam... de niciun aranjament. Nu era niciun aranjament. Mă miram eu să fie numele lui Gică Hagi nu era implicat niciun în așa ceva. Pe tocmai ăștia ne-au bătut. Da. Și Ion Chirilă i-a zis, lui Cosmoc, puiule, bă, vezi că dacă nu vă înțelegeți, vă bate Hagi, mă. Deci, așa s-a întâmplat. Acel conducător. Și eu am fost foarte supărat, foarte. Și am fost la primul secretar și am avut o discuție foarte puternică vis-a-vis. A trebuit să-i spun amănuntele. I-am spus tot, eu nu-l mințeam, că așa știam că verifică. Gândiți-vă ce metode aveau de verificat. Nu. Și am spus adevărul, așa s-a întâmplat. Și atunci l-a chemat... 50.000 de lei. Da. Mai luaseră el și când am promovat. Și, în fine. Dar avea o poziție, nu pot să-i dau numele și... Da, sigur. L-a chemat pe secretarul 2 și a zis, gata, scoate-l de la fotbal, scoate-l din secția de fotbal, gata. Și zice ăla, păi cum? Păi zice, fă-o discret. Deci dacă noi făceam egal cu Sportul, eram pe locul 5 și noi nu mai intram în calculele Victoria, Buzău, Bihor, care erau la retrogradare. N-am. Când au început să se bage unii în secția de fotbal
folosind metode din astea neortodoxe și vrând să manevreze anumite lucruri, eu m-am retras. Dumneavoastră ați plecat atunci în primăvară? În primăvară am plecat. Da. Deci n-ați mai fost la finalul de sezon? Nu. Am înțeles. Nu, am plecat. Când au ajuns secția pe niște mâini care nu trebuia să ajungă acolo niciodată, eu n-am acceptat niciodată compromisul. Suntem la finalul acestui episod. Ne revedem, stimați telespectatori, săptămâna viitoare, pentru că, iată, încă avem de vorbit. Mai ales că pentru Poli, atunci, în acea primăvară, urmează o dramă, atât la nivelul clubului, retrogradarea, cât și la nivel personal, pentru doi dintre oamenii din conducerea tehnică a clubului săptămâna viitoare. Vorbim, să ne revedem sănătoși! Îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Îți place să fii informat? Vrei să știi tot ce se întâmplă în Timișoara? Primești informațiile importante la știrile Teleuniversitatea de luni până vineri cu Caterina Ledrăr. Ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitatul meu de astăzi este domnul profesor universitar dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Domnule profesor, perioada sărbătorilor de iarnă, care tocmai s-a încheiat, a reprezentat o provocare pentru noi toți, dacă e să ne referim la aspectul nutrițional. Vă rog frumos să ne spuneți cum ne revenim în formă după toată această perioadă. Așa cum știm cu toții, perioada aceasta a sărbătorilor, și aici facem referire nu doar la sărbătorile de iarnă, dar perioadele de sărbătoare, fie că sunt sărbătorile tradiționale de iarnă, cele de Paște sau chiar perioada concediilor, reprezintă o veritabilă provocare din punct de vedere alimentar. De ce? Pentru că dacă este să ne gândim din punct de vedere istoric, aceste perioade de sărbătoare pot să predispună la exces din punct de vedere alimentar. Și un lucru care oarecum poate să fie explicabil. Bună oară, dacă este să ne gândim în general, din punct de vedere istoric, foarte frecvent,
Am avut de-a face cu perioade în care aportul alimentar nu era unul corespunzător, deoarece dacă este să ne gândim la perioade ce țin de sute de ani în urmă sau chiar mii de ani în urmă, specia noastră este o specie care de-a lungul timpului a fost în principal privată de alimente. De ce? Pentru că nu exista această disponibilitate a hranei. Dacă este să ne gândim la aceste lungi perioade de-a lungul istoriei în care aportul de hrană era unul oarecum particular din acest punct de vedere, pentru că oamenii nu aveau acces la hrană, dacă este să ne gândim o mare parte din populație de-a lungul timpului, în timpul iernii, nu reușea să-și conserve alimentele, care oarecum nu erau oricum îndestulătoare de-a lungul timpului, pentru că vorbim de condiții socioeconomice diferite, această caracteristică a aportului la hrană a făcut omenirea ca de-a lungul timpului să găsească momente în care să aibă de-a face cu mese îmbelșugate. Spre exemplu, populația de-a lungul timpului, cu excepția păturilor foarte bogate, nu avea un aport corespunzător de hrană din cauza deregula a costurilor, din cauza problematicii procurării hranei de-a lungul timpului, motiv pentru care această dietă nu era oarecum corespunzătoare, nu era suficientă. Oamenii nu ajungeau la suficientă hrană, n-aveau disponibilă suficientă hrană. Motiv pentru care au încercat de-a lungul istoriei să găsească o serie de momente în care aportul de hrană să fie unul mai îmbelșugat. Și așa cum era firesc, de cele mai multe ori, sărbătorile religioase sau alte momente aparte, cum ar fi, spre exemplu, o zi de naștere, au fost momente în care oamenii sărbătoreau aceste momente deosebite, tocmai printr-o masă așa numită mai îmbelșugată. Din nefericire, acele obiceiuri s-au perpetuat și acum când aportul la hrană nu mai este o problemă pentru majoritatea populației și având în vedere acest istoric, de foarte multe ori și acum avem această formulare, o masă îmbelșugată de Crăciun, de Anul Nou, de Paște. Problema este că dacă e să ne gândim la celelalte zile de-a lungul anului, nici în celelalte zile masa nu este una care să fie una carențială. Spre exemplu, nu avem momente în care să ne ducem flămânzi la culcare, lucru care e disconcordant cu ceea ce se întâmpla în istorie și care a făcut ca acele mese să fie considerate mai îmbelșugate. Practic, aportul alimentar este unul suficient de-a lungul anului, dar, din nefericire, a rămas acest obicei în care mesele de sărbători sunt mai îmbelșugate. Mai mult decât atât, perioadele acestea de sărbătoare foarte frecvent coincid cu perioade de repaus din punct de vedere al activității. Stăm mai mult acasă cu familia sau mergem într-un concediu, timp în care, pe de o parte, activitatea fizică este mai redusă, deoarece petrecem aceste perioade stând acasă într-o mare parte din timp, iar pe de altă parte, această perioadă care este asociată cu inactivitate din punct de vedere profesional poate predispune la un act reflex de alimentație. Deci, iată, avem coroborate trei principale componente. Una, masa, din punct de vedere tradițional, este mai îmbelșugată, ceea ce înseamnă că aduce mai multe calorii, aduce mai mulți nutrienți decât ar fi necesar. Pe de altă parte, de regulă, în aceste perioade avem o activitate fizică mai redusă și nu în ultimul rând, această perioadă în care ne petrecem mai mult timp în repaus din punct de vedere profesional poate să predispună chiar la acest reflex alimentar. Mâncăm de plăcere, practic stăm mai mult acasă și atunci, între două activități pe care le desfășurăm acasă, putem să mergem mult mai ușor la frigider, având un act alimentar ce vine dintr-un reflex și care nu este o alimentație funcțională, adică nu ne hrănim în acea perioadă pentru a supraviețui sau pentru a avea o energie corespunzătoare unei activități fizice ori profesionale, ci ne hrănim întocmai pentru că acea perioadă alimentară poate să reprezinte un act reflex pe care îl facem și care în subsidiar ne aduce plăcere. Toate aceste componente coroborate duc la observațiile ușoare pentru noi, pentru întreaga populație, acelea că de foarte multe ori, după o perioadă de aceasta de sărbătoare, avem mai multe kilograme, pentru că aceste kilograme apar printr-un mecanism ușor de explicat. În momentul în care aportul de hrană, aportul energetic este mai mare decât consumul pe care îl avem, organismele noastre sunt reglate să depoziteze acel aport, acel surplus de energie pentru a-l putea folosi la un moment ulterior. Era o componentă foarte importantă de-a lungul evoluției speciei.
Turciei, deoarece revenim la acea problemă care ne generează în subsidiar tot ce înseamnă problemele ce țin de obezitate, sindrom metabolic sau chiar diabet zaharat tip 2, deoarece neavând un aport predictibil de-a lungul istoriei omenirii la hrană, au fost selecționate acele genotipuri care predispun la fenotipuri ce duc la apariția îngrășării. Noi suntem reglați de asemenea manieră încât ori de câte ori avem un surplus energetic, acel surplus energetic va fi depozitat pentru a putea fi folosit la o altă eventuală dată în care noi nu vom avea acces la energie. Și atunci apare acest fenomen de îngrășare, fenomen pe care îl observăm foarte frecvent atunci când este să ne gândim la aceste perioade aparte de-a lungul anului și care, da, reprezintă o problemă pentru foarte mulți dintre noi. Așa cum am văzut, dacă este să ne gândim la această problemă și la modalitatea prin care problema apare, de foarte multe ori apare printr-un așa numit exces alimentar. Ce înseamnă acest exces alimentar? Desigur, acesta este eterogen, conține foarte multe componente, dar dacă ar fi cumva global să ne-l imaginăm, ne putem imagina că este un aport energetic mai crescut decât ar fi necesar pentru organism în perioada respectivă. Ce soluții avem acum noi, cei care ne confruntăm cu acest surplus de greutate după festinul de sărbători? Ei bine, dacă vorbim de o parte de exces din punct de vedere alimentar anterior, aici este foarte important să nu trecem în cealaltă extremă printr-un alt exces din ceea ce vorbim cu privire la dietă sau cu privire la exercițiu fizic. Este nevoie de o perioadă de reechilibrare, de reacomodare a organismului, astfel încât, pe de o parte, să ne adaptăm dieta la necesarul energetic al organismului nostru, care este acum într-o altă ipostază, și pe de cealaltă parte, desigur, ar fi bine acel surplus energetic care a fost transformat în kilograme în plus să fie readus la valoarea normală de dinainte. Și aici, cumpătarea, din nou, este elementul cheie. De ce? Pentru că știm că de foarte multe ori, după această perioadă de, așa cum ați numit, festin din punct de vedere al alimentar și din punct de vedere al obiceiurilor comportamentale, există foarte frecvent tendința de a exagera în cealaltă direcție. De a începe niște diete care sunt niște diete extreme, de a începe un exercițiu de timp, dar în tocmai acel extrem va face ca dieta să nu fie sustenabilă de-a lungul timpului. Poate o ținem o săptămână, două, după care nu mai putem ține și va apărea un efect de nedorit, paradoxal, acel efect de yo-yo. Practic reușim să scădem câteva kilograme, dar organismul nostru acționează întotdeauna adaptativ. În momentul în care se sesizează o scădere ponderală, el știe că minusul energetic pe care îl aducem nu este compatibil cu supraviețuirea. Atenție să nu uităm că suntem reglați să funcționăm așa cum funcționam în urmă cu 1000, 2 sau 20.000 de ani, timp în care organismul nostru știa că nu-și dorește deficit energetic și atunci încearcă cumva să se adapteze. Scade rata metabolismului bazal, scade consumul de energie ca să contrabalanceze minusul energetic pe care îl aducem. Astfel încât atunci când vom renunța la acest minim energetic, va fi foarte ușor să câștigăm niște kilograme în plus, chiar față de cele de la care am pornit. Acesta e și motivul pentru care dietele de revenire după această perioadă de festin, desigur că ideal ar fi să fie unele adaptate specificului fiecarei persoane, deoarece vorbim de o rată a metabolismului bazal diferită de la fiecare persoană la alta. Spre exemplu, doamnele au un consum energetic bazal mai redus decât bărbații. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă, rata metabolismului bazal scade. Fiecare dintre noi are un alt comportament din punct de vedere al activității fizice, ce va genera un consum diferit din punct de vedere al energiei, astfel încât, așa cum spuneam, ideal ar fi ca aceste diete să fie adaptate pentru fiecare persoană în parte. Nu se poate întâmpla întotdeauna acest lucru și atunci, cu siguranță, am putea să ne gândim la o serie de intervenții sustenabile pe care le putem păstra un timp îndelungat, evitând excesul alimentar. Și de regulă aici putem vorbi de o serie de intervenții simple, cum ar fi
eliminarea dulciurilor concentrate din dieta obișnuită. Nu înseamnă că acestea devin interzise, dar ori de câte ori este posibil să încercăm să evităm sucurile ce au un conținut crescut de zahăr, spre exemplu, sau ori de câte ori este posibil să evităm adăugarea de zahăr în băuturi, cum ar fi ceaiul sau cafeaua. Să încercăm să consumăm dulciuri concentrate, cum ar fi tort, prăjitură, bomboane, ciocolată, caramele, fructe care sunt fructe deshidratate, cum ar fi smochinele, curmalele, într-o manieră oarecum mai rară, adică să nu fie un obicei din a le consuma zilnic. Putem să le consumăm la o ocazie, spre exemplu, dar ar fi bine să nu le consumăm într-o manieră regulată zilnică. Pe de altă parte, cu ce ar mai trebui să avem grijă? Cu alte alimente care au un conținut glucidic sau lipidic crescut. Spre exemplu, dacă este să mă gândesc la un aliment pe care îl consumăm foarte frecvent și în mod uzual, acestea ar fi pâinea sau produsele de panificație. Trebuie să ne imaginăm că acea felie de pâine pe care o consumăm conține jumătate din ea zahăr. Practic avem o jumătate zahăr glucide, cealaltă jumătate e formată din ceilalți constituenți. Asta înseamnă că aduce un aport crescut energetic prin prisma aportului crescut de glucide. E evident că nu trebuie să o scoatem din alimentație sau să o eliminăm din alimentație complet, dar la fel de bine trebuie să o consumăm cumpătat. Spre exemplu, foarte multor persoane li se potrivește un aport de aproximativ 100 de grame de pâine sau de produse de panificație pe zi. Asta ar putea fi materializat în 3 felii de pâine toast. Dincolo de aceste componente, o altă componentă care aduce multe glucide și implicit multe calorii e garnitura de la felul principal. Garnitura de la felul principal are un conținut bogat în carbohidrați, indiferent de tipul de garnitură pe care o folosim. Vorbim de o constantă aici și desigur că și acolo e foarte bine ca fiecare persoană să încerce să-și porționeze acea cantitate de garnitură la felul principal. Mie îmi place aici să vin cu un exemplu persoanelor cu care discut, exemplul pumnului. Cantitatea de garnitură de la felul principal ar trebui să fie cantitatea pe care o poate potrivi într-un pumn fără a avea un vârf. Deci, practic, cât încape în pumnul fiecăruia, dacă avem o persoană care este mai corpulentă, care are mai multe kilograme, e mai înaltă, e evident că acea cantitate va fi automat mai mare. O persoană slabă, de o statură mai redusă din punct de vedere al înălțimii, va avea o cantitate implicit mai mică. Pe de cealaltă parte, evident că avem de a face și cu alegeri alimentare în ceea ce privește felul principal, care de foarte multe ori este compus din preparate din carne. Acestea pot să aibă un conținut crescut în lipide, care pot să facă digestia să fie oarecum îngreunată și să nu uităm că lipidele au un conținut energetic foarte mare. Lipidele au per gram de cantitate de 2 ori mai multe kilocalorii decât glucidele. Deci un gram de lipide aduce aproximativ de 2 ori mai multe energie și kilocalorii decât aduce un gram de glucide. Acesta e și motivul pentru care atunci când facem alegerea cărnii, contează ce fel de carne consumăm și foarte important cum o preparăm. Iată apar cele două componente, ce fel de carne și cum consumăm această carne. În ordinea ierarhiei, dezirabilă ar fi carnea de pește, spre exemplu, urmată de carnea de pasăre fără piele, deoarece pielea conține o cantitate crescută de lipide, urmând carnea de vită și, pe ultimul loc, carnea de porc. Dacă consumăm carnea de porc, și aici ar putea să existe o ierarhie, întotdeauna alegem o carne mai slabă, cum ar fi cotletul, și punem în defavoare ceafa, spre exemplu, care are un conținut lipidic crescut. Contează mult cum gătim această carne, deoarece metoda de elecție cea mai bună din punct de vedere al sănătății este înăbușirea la abur, care păstrează constituenții folositori timp în care nu aduce un plus de lipide prin prăjire, cum ar fi prin prăjire, spre exemplu. Și atunci, desigur că și aici mergem printr-o ierarhie. Ideal ar fi carnea să fie înăbușită la abur, după care urmează carnea fiartă, după care urmează carnea preparată la grill, în care grill se scurge grăsimea. E grătarul acela tradițional în care o anumită parte din grăsimea
ce face parte din carne, se scurge și astfel nu va mai fi consumată, urmând mai apoi tigaia și, desigur, cea mai puțin bună ar fi frigerea în tigaie. Totodată, trebuie să ne gândim că avem și o serie de alimente pe care le putem consuma și e foarte bine să le consumăm. Aici aș accentua legumele, în măsura în care pot fi acestea chiar și nepreparate. Iată, legumele crude sunt cu atât mai bune, deoarece au un conținut caloric redus pe unitatea de masă. Asta înseamnă că pot consuma un gramaj crescut, o cantitate crescută de legume, care îmi va aduce în subsidiar puțină energie și, foarte important, au un conținut bogat în fibre alimentare care ajută la digestie, astfel făcând digestia mai ușoară, și un conținut bogat de vitamine. Astfel încât, iată, avem soluții cu care să înlocuim alimente mai puțin dezirabile cu alimente pe care ni le dorim să le avem în alimentație. Ne-ați spus care sunt cele mai potrivite recomandări pentru susținerea unei diete echilibrate și sănătoase. V-aș ruga acum să ne spuneți care ar putea fi cele mai grave efecte în condițiile în care noi decidem să apelăm la o dietă drastică, în așa fel încât să pierdem kilogramele acumulate într-un timp cât mai scurt. Primul element pe care l-aș aduce în prim plan cu privire la dietele drastice nu e un element grav, ci este problematica sustenabilității. De cele mai multe ori, atunci când apelăm la o dietă drastică, ce nu este bine echilibrată, ce aduce importante minusuri energetice, aceasta nu va fi o dietă sustenabilă. Organismul nostru, cum spuneam la început, este reglat astfel încât să prevină pe cât posibil un deficit energetic. Organismul nostru își dorește energie pentru că știe că are nevoie de energie pentru a funcționa, astfel încât va face tot posibilul să ne împiedice să continuăm să ținem acea dietă. Prima componentă e lipsa sustenabilității și, așa cum spuneam, reușesc să o țin o perioadă scurtă de timp, iar după acea perioadă voi reveni la o dietă pe care o aveam înainte sau chiar mai puțin bună decât cea de dinainte, ducându-mă la acel efect cunoscut sub numele de efect de yo-yo, care va spune că după întreruperea acestei diete, de regulă voi câștiga mai multe kilograme decât am pierdut. Dar, dincolo de aceste aspecte, dacă păstrez o dietă severă, restrictivă, care nu este corect echilibrată o lungă perioadă de timp, pot avea carențe importante în organism. Pot ajunge la deficite energetice care să mă ducă în cealaltă parte a problemei, adică poate să-mi genereze o malnutriție, care malnutriție poate avea răsfrângeri grave asupra întregului organism, sau poate să producă unele carențe de vitamine, de oligoelemente, care în subsidiar pot să ducă la dereglări ale întregului nostru organism în funcție de tipul de dietă la care apelăm. Astfel încât, așa cum spuneam, dacă excesul alimentar cu un plus caloric, un plus de alimente ne poate duce într-o situație de nedorit, la fel de bine, un exces în cealaltă direcție poate să producă efecte din cele mai grave pentru întregul nostru organism. Anumite sfaturi avizate ale specialiștilor ne îndeamnă să recurgem la un regim care presupune o detoxifiere a organismului. Cât este adevăr și cât este mit în această abordare, din punctul dumneavoastră de vedere? Este foarte important ce înțelegem prin termenul acesta de detoxifiere. Și dacă, sigur, ne puteți explica procesul. Este un termen care oarecum este exagerat prin prisma numelui, dar poate să vizeze reducerea unor componente de nedorit pe care le aveam în alimentația anterioară. Acest termen de detoxifiere este unul foarte eterogen, adică această dietă așa numită de detoxifiere este foarte variată, nu putem vorbi despre o dietă într-o anume direcție. Desigur că dacă s-a constatat un exces alimentar într-o oarecare direcție, putem să considerăm a fi o pseudo-detoxifiere, eliminarea excesului anterior și, practic, n-a merge pe o oarecare direcție care nu conține acele elemente pe care le aveam în alimentația anterioară. Dar de foarte multe ori termenul acesta de detoxifiere este asociat unor diete extreme. Diete extreme care vin cu niște constrângeri importante, cu eliminarea completă a unor elemente din alimentație, cum ar fi eliminarea completă a cărnii din alimentație sau eliminarea unor altor componente, cum ar fi glucidele din zahăruri rafinate complet din alimentație.
Din punct de vedere științific și rațional, aceste diete de detoxifiere, care sunt niște diete ce vin cu niște constrângeri extreme, este evident că nu sunt potrivite, pe de o parte din cauza lipsei de sustenabilitate și pe de altă parte din cauza carențelor pe care le pot aduce în subsidiar. Pentru că și anumite elemente care sunt eliminate complet din aceste diete de detoxifiere, cum ar putea fi în anumite diete, așa numite de detoxifiere, care elimină carnea complet, duc la lipsa unei proteine de calitate ce nu poate fi obținută din alte componente. Astfel încât dieta corectă, de urmat a la lung, inclusiv după această perioadă de îmbelșugare din punct de vedere alimentar, este o dietă care este o dietă ponderată pe toate componentele sale, care conține toate componentele unei diete normale, umane, desigur, fiind ponderate și calculate în funcție de specificul fiecarei persoane în parte. Da, și acum pe final aș vrea să vă mai întreb cât de important ar fi să apelăm la ajutorul unui medic atunci când ne gândim să ținem un regim alimentar în loc să ne autopedepsim și să ne stresăm prea tare organismul. Autopedepsitul, așa cum îi spune și numele, nu va duce la niște rezultate sustenabile de-a lungul timpului. Aici există mai multe categorii de persoane. Dacă o persoană dorește să aibă o alimentație normală, obișnuită, poate să recurgă la o serie de reguli generale. Dacă o persoană are o anumită patologie, o anumită boală care poate să impună o alimentație specială, atunci da, cu siguranță trebuie să apeleze la ajutorul unui medic specializat în această direcție, care va reuși să-i regleze alimentația în funcție de patologia respectivă și în funcție de specificul fiecărei persoane. La fel, dacă avem o persoană care dorește să slăbească, dacă este o persoană supraponderală, obeză sau chiar dacă dorește să-și reducă un număr anume de kilograme, este foarte indicat să apeleze la un specialist în domeniul sănătății care va putea să coroboreze toate datele personale alături de o posibilă altă patologie pe care persoana noastră o are, să evalueze dacă este fezabil planul pe care îl are acea persoană cu privire la slăbire și, în consecință, să vină cu o soluție fezabilă și sustenabilă pentru a avea o alimentație corectă, ce în final va duce la obiectivul scontat. Da, domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru plăcerea de a ne fi urmărit. Până data viitoare, toate cele bune!